Doamna Ioana Surdea din Comuna Gârla Mare ne-a invitat în grădina ei pentru a ne arăta cu ce se mândrește aceasta cel mai mult, dar și pentru a ne îndemna să mâncăm sănătos. Nu, am ceapă de aici și până acolo. Așa. Am pus ceapă și în cap am și flori, nu mărea care să petrec, ia să altele acolo. Aici n-am pus usturoi mult, că nu prea mâncăm, decât de mâncit. Și aici am lăsat iar vacant ca să pot să pun braț și acolo am făsui, măi am un râdear de ceapă și acolo am și pe partea lantă, dar acolo n-am pus nimic, că pun nici porumb. Dar am săpat, am făcut iar frumos și pe acolo așa. O doamnă cu o poveste impresionantă de viață din Mehedinți a împlinit pe data de 1 aprilie frumoasa vârstă de 90 de ani și a fost vizitată de primarul din comuna Gârla Mare, care împreună cu reprezentanții primăriei au pus la cale o adevărată surpriză. Iar noi am avut deosebită plăcere să-i facem o vizită în propria grădină. Ce ar trebui să facă tineretul, că nu mai mănâncă deloc, ei nu mai plantează, doar cumpără din marketuri? Ce puteți să-i... Păi ce să nu facă, că eu... Dacă îți închipui, când nu pun mult, ai 20-30 de fire de roșii. Și când ai vede că intră și ia câte unul. Da, ce este plantat de om, este de om. Ai, am luat cape aici atât așa de mare, gras. Dacă nu-mi fac două ardei să mănânc la masă, eu nu le coc. Asta mănânc. Carne nu prea mă umor așa cu ea. Da, când sunt pui mai mici, dai câte un pui. Vorba fac pe grătar, ca un grătar așa mic, dacă sunt singur. Și mai fac și tocăniță, iar ciorbă fără zeamă de varză, iar varză călită când fac, asta mi-a fata asta moare după varză călită. Doamna Ioana ne spune că asta a menținut-o pe ea în putere până la vârsta minunată de 90 de ani. Munca și grădina din fața casei, unde a plantat atât flori cât și legume și mirodenii. Eu am așa diferite. La făsui merge ăsta, cimbru, la varză merge țelina, la supă și la din ăștia, ciorbă, merge pătrunjelul, că îl pui deasupra așa. Cu toții știm cât de mult contează să avem bunici la țară care mereu să aibă grijă de noi și să ne trimită tot ce este mai bun pentru a mânca ceva sănătos, deoarece noi nu acordăm o așa mare importanță alimentației, mâncând mai mereu pe fugă. Astfel și doamna Ioana le trimite cu drag piilor și nepoților ce are ea mai bun din grădină. Dar le dau și la fete așa cu vorcarele, le puneam, că eu le pisez și le cer și le dau. Spuneți că le place să mănânce sănătos de aici, de la țară. Da, da, le dau și le place. O, este asta mică boală după ce fac eu. Ne-a făcut o deosebită plăcere să ne petrecem o zi cu doamna Surdea Ioana și am promis că vom reveni cu mare drag și cu altă ocazie. Poftim bine. Cu plăcere. Și cum ai venit când aveți ocazie pe la noi? Că pe mine mă da. Continuă acasă. Cu mare drag venim la dumneavoastră. Ne-a plăcut foarte mult. Da, să veniți.